Tonight live with and it's showtime. Da. Da. Din așa, fratele Patrick. Da, pe scurt, normal, că de fapt subiectul e foarte vast, am putea să îl facem în zeci de episoade. Când a început România să mai fie distributistă și când a început, da, să fie... statul oligarh, în principiu. Globalist, oligarh, capitalist, capitalist oligarhă. Păi a fost o tranziție destul de lungă, de vreo câțiva zeci de ani, dar zicem așa, România a încetat să mai fie distributistă la finele celui de-al doilea război mondial. Adică... De când am fost ocupați de sovietici. Da, mai precis, exact când, când a fost România ocupată de URSS și în special începând cu anul 1946, mai precis 1945, când au început primele decrete de legi socialiste, care le-au adoptat de la regimul stalinist din URSS, cu privire la colectivizare. Deci, atenție, e vorba de colectivizare, nu cooperativizare. E, aici e o confuzie. Da, e o diferență. Da. Și care ar fi diferența? Scuze că te întrerup. Cred că e important de spus. E foarte. E care e diferența de colectivizare e și cooperativizare? Cooperativizare. Da. Practic, o cooperativă, o feudă cooperatistă, era sau a stat la baza formării curentului distributist de mai târziu. Adică breslele, da. Celebrele bresle? Breslele, da, dar are o componentă foarte importantă și anume lucrătorii proprietari. Mm-hmm. În colectivizări, în grupurile, în gospodăriile colective sau colectivizate, nu există lucrători proprietari. Nu există. Socialismul nu înseamnă proprietate privată, niciodată. Astfel că, bine, colectivizarea s-a făcut pe trei pași, pe trei etape. Una mai scurtă, una un pic mai lungă, de vreo câțiva ani buni, și alta un pic așa medie, până în 1962. Mm-hmm. Din 1949 până în 1962, România, sau mai bine spus, gospodăriile agrare, gospodăriile rurale, au fost colectivizate. Erau trei tipuri de țărani. Țăranii care nu dețineau nimic, nu erau proprietari deloc. Țăranii care erau proprietari și... munceau pământul, dar nu erau chiar foarte înstăriți și care forma, să zic, vreo 45-50% din, să zic, totalul țăranilor de la sate. Adică, să dăm un exemplu, gen Moromete? Cam așa ceva, da. Cum da, se întâmplă că el era, deținea, nu era proprietar integral, era doar o parte, după aia a venit. Da. Și mai erau statul și a început să plătească. Țăranii, exact, a început să plătească dările care creșteau pe măsură ce treceau anii și pe măsură ce s-au trecut la etapa 2 și a 3 de colectivizare. Mai erau țăranii înstăriți. Chiaburii. Țăranii înstăriți, exact, chiaburii. Chiaburii pentru, mă rog, regimul stalinist de pe atunci însemna țăran înstărit, adică un soi de burghez. Dar nu, burghez înseamnă așa bogat. Un moșier. Valentul unui burghez la sat. Ei erau ținta numărul unu. Pentru că, pe lângă faptul că ei erau înstăriți, ei erau și intelectuali de vază. Ei erau elita. Ei erau, adică vorbim de un Petre Țuțea. Bine, el nu era chiar foarte înstărit, era mai
pătura mai de jos, nu chiar pătura de mijloc. Deci când vorbim de țărani înstăriți, vorbim de țăranii din clasa de mijloc. De-aia îi spune mereu, dușmanul de clasă nu doarme niciodată. Era vorba aia atunci, prin anii 40-50. Deci în 1949-1951, culmea că coincide cu experimentul Pitești, cu anii ăia de maximă atrocitate. Exact, anii extrem de negri, tenebroși. Da. Așa. 1949-1951 a fost prima etapă de colectivizare, în care s-au luat, s-au acaparat, mai bine spus, de către statul socialist român, după urma plenarei CCA-PMR. Mare atenție! PMR, nu PCR. Sunt multe, și am găsit informația, sunt multe documente pe net care apar cu CC al PCR. Nu, fals. Deci există în arhive documente care atestă clar, chiar din 1949, plenara CC al PMR, pe vremea lui Gheorghe Gheorghiu, deja era pe atunci, mă rog, președinte. Da, da. Până în 64, da. Da. Partidul Muncitoresc Român. Asta era denumirea. PCR a căpătat, de fapt, Partidul Socialist Comunist Român, denumirea în acte, în 1965. Deci din 1965 până când s-a dizolvat, zic, anii 90, 90, 91, nu știu când a încetat să mai existe PCR. Oficial în acte, în legislație spunea că Partidul Comunism a încetat să existe ca fiind facțiune extremistă, însă dacă te uiți ca o completare la ce spuneai, există un partid comunist român, da, neoficial. Este foarte mult organizat de nostalgici, adică rata de, practic, să zicem, vârsta începe de pe la vreo 70 de ani în sus. Ah, da. De membru al partid. Și mai sunt și ironic câțiva puștani ca gen mai mici de 30 de ani, care se dau nostalgici, dar sunt nostalgici care, băi, tu ce treabă ai, că tu nici măcar nu erai în proiect atunci. Dar sunt, îi înțeleg, pentru că sunt manipulați de rudele lor, dându-le o idee complet falsă a ceea ce însemna ce bine a fost în comunism. Da. Și da, ce mult am uitat de rău făcut. Dar nu, da, e neoficial înregistrat. Au pagina de Facebook și am găsit chiar și UTC-ul, dacă ai găsit cumva. Chiar și netul comunist? Nu, da, nu. Bine, doar PCR-ul, adică nici nu trebuie să ne cauți. Nu m-a interesat, pentru că e, cum să zic, un proiect mort. M-a interesat așa ca idee să văd și pe mâna m-a intrat. Nu, am zis, pierd timpul de pomană, adică să mai văd încă vreun puștean care devine nostalgic. Că ce conducători am avut? Nu cu ce conducători, pardon, de regim, că e o diferență. Da, bine. Ideea e că colectivizarea asta s-a făcut în fapte și în acte, dar s-a lăsat în Constituție. S-a lăsat o breșă care spunea că proprietatea asupra bunurilor, mijloace de producție, parcă și asupra capitalurilor, dacă nu mă înșel, asupra activelor statului, ceva de genul, aparține poporului român. Activelor. Asta pare chiar și... Cum? Activelor statului. Da, dar când spui de activele statului, spui și de terenuri arabile. Deci ei au comis o ilegalitate. Ei fiind PMR, bineînțeles, Partidul Muncitoresc Român atunci, și statul socialist. Nu a existat niciodată Republica Comunistă România. Nici nu va exista. N-are cum. Cum de fapt e singura țară, da, din lume cu numele ăsta, e China, corect? Care... Nu.
E Republica Populară Chineză. Mm-hmm. Nu. Deci nici în timpul lui Mao nu avea. Nu există, cum să zic, e o fantomă. Comunismul e un soi de fantomă, e o carcasă goală. Unii își spun comuniști, dar nu știu cum există. Cum ai spune? Adică, de fapt, socialiști. Dacă ai unei persoane care n-a învățat, socialism de tip, că, na, cum i-ai explica? Socialismul, mă rog, în formă, e diferit după felul cum, adică după dictator. Gen țările nordice, spre exemplu. Țările nordice sunt socialiste în mare parte. Dar nu există stat socialist perfect, cum nu există stat socialist capitalist. Pardon, stat capitalist perfect. Da, că depinde foarte mult de cât de corupt e liderul și în funcție de asta se reflectă asupra deciziei. Nu neapărat de corupție, e vorba de formatul legislativ și politic, statal, adică statutul legislativ, respectiv. De fapt. Legislativ, da, și administrativ, pardon, asta vreau să zic. Adică politic înseamnă legislativ și administrativ. Ok. Plus economiile. Ai taxe, impozite, clar. Socialist. Scuze, nu e comunist. Totul dat de la stat? Da, uite, un proiect, așa ca să facem o paranteză, proiectul China. Nu, China este un stat, o țară care are corporații multinaționale de stat. Acolo e de fapt un hibrid, mai degrabă. E un hibrid, exact. Nu, deci e ciudat, pentru că în corporațiile alea au activitate mai multe, adică persoane din mai multe țări. De aia se numesc multinaționale. Inclusiv stakeholderii sunt multinaționali. Și practic, dar scuze, este deținută de stat ca și proprietate. Cum să zic? E combinată de proprietate privată de stat. Efectiv, proprietate privată de stat. Adică, respectivii proprietari? Stay out of this property, cum ar zice semnul. Da, sunt și privați, keep out. Dar sunt și de stat. Adică statul e privat și privatul este stat. Nu știu, e o struciu cămilă. O îmbălmășeală specială de multe ori să te inducă în eroare. Dar funcționează foarte bine. Funcționează foarte bine. Organizatoric este extraordinar. Pe lângă faptul că are și componenta cum să zic, meritocrată, cum ar veni. Adică acolo nu intri dacă nu ai nu ești specialist, nu ești pe temei. Bineînțeles, nu ai, dacă nu ai făcut proiecte, dacă nu ai un portofoliu, un ceva. Bun. Și acum, revenind, da, ideea e că, deci au fost trei etape. Prima de colectivizare, în care s-a înființat prima oară GAS, adică gospodăriile agricole de stat, care mai târziu s-au transformat în IAS, întreprindere. Și stai un pic, e vorba de industrializare aici. Deci de capitalism din ăsta oligarhic. Ia uite cum merge spre comunism. Mm-hmm. Exact cum spunea și Lenin. Socialismul conduce către comunism. Și apoi către CAP-uri. Mm-hmm. Cooperative agricole productive sau ceva de genul. Dar nu sunt cooperative. Deși, legislativ, cum ziceam, și foarte puțini români mai știu astăzi, că poporul român într-adevăr deținea, adică cetățenii români dețineau proprietatea asupra bunurilor, mijloace de producție, asupra activelor statului, inclusiv asupra capitalurilor. Nu știu dacă scrie exact despre capitaluri, cât scrie despre rezultanta producției. Adică da, capitalul. Dar automat când vorbești de, știu, de active, când vorbești de lucrul ăsta, automat românul este, cum zice americanul, shareholder, practic. Exact. Exact. Asta, asta e o chestiune care aparține atât capitalismului cât și distributismului. Uh-huh. De-aia am zis la început despre Toscana, despre Societatea Mondragon, despre fostele SECOM din America,
Bine, mai sunt și în Franța astfel de cooperative distributiste și despre zona Emilia-Romagna, în zona Bologna mai ales. Da, da, da. În orașul Bologna. Și care au, efectiv, lucrătorii sunt proprietari. Ei sunt stakeholder sau shareholder, sau, mă rog. Nu, stakeholder mai degrabă. Stakeholder, dar da. Și cum... Deci este împărțit, este o rețea. Este împărțit, uh-huh. distribuit. Este okay. descentralizat în prima etapă și apoi distribuit capitalul. Uh-huh. Productiv. Deci nu financiar. Productiv. Financiar vine după. Și bunurile în mijloace de producție care devin active. Uh-huh. Deci prima etapă de colectivizare 1949-1951, ca să nu ne repetăm. A doua din 1951-1959. Și apoi a treia din 1959-1962. Când oficial a fost declarat totul. În 1962, Gheorghe Gheorghiu Dej, la, mă rog, plenara respectivă, a încheiat, a spus că ultima cooperativă, mă rog, ultima gospodărie a fost colectivizată. Exact. A încheiat colectivizarea. Și pe lângă asta, dar câți țărani au fost închiși încercând da. Să protesteze împotriva... Cu sutele de mii, da, au fost proteste în Oltenia, în zona Muntenia, Dâmbovița, Argeș, Prahova, în Dobrogea. În Transilvania au fost asemenea. În Transilvania, oh, ce să mai... Ne aducem aminte de partizanii din munți, nu? Munții Păgăraj, Munții Apuseni. Da, în Banat. Exact. A fost și în Banat, a fost și în Dobrogea. Tulcea, zona Tulcea-Galați. La fel în nordul Moldovei. Deci toate zonele care aveau, inclusiv în Bucovina, toate zonele care aveau terenuri agricole productive. Așa că un fapt divers, în perioada interbelică, să zicem, până în anii 37-38, populația demografică, populația României se afla în proporție de 80%, aproape 80% la sat. În perioada colectivizării a început să scadă, 70-60%. Apoi, cu industrializarea și construcția da. Forțată de celebrele blocuri sau da, buncăre. Da, da. Buncăre cu geamuri. Blocuri. Da, exact. Și nu numai blocuri, cât parcurile industriale, practic. La noi în București sunt platforme, pardon, industriale au fost vreo 6 sau 7, cel puțin. S-ar putea să mă înșel, s-ar putea să fie mai multe sau mai puține, nu știu, dacă am nimerit cifra. În sfârșit. Dar, care încă mai, da, mai sunt fantomele trecutului, încă mai există prin jurul cartierelor, evident. Mai, încă se mai văd. Ele sunt, platformele sunt, numai că, mă rog, au fost privatizate. E, aici altul... vreau să ajungem. Aici vreau să ajungem. Următoarea întrebare. Iată, ajungem și acolo. Deci, după ce s-a terminat colectivizarea, care a fost consecința? Păi, pe lângă atrocitățile care s-au comis, s-a furat proprietatea poporului, practic, pentru că în perioada interbelică, să nu uităm și revenim și la perioada interbelică, e foarte interesantă, în legătură și cu Iuliu Maniu și cu cum a apărut de altfel distributismul în Europa, în Marea Britanie, cu fondatorii distributismului și anume G.K. Chesterton și Hilaire Belloc, care erau clerici catolici. Dar interesant. Practic, da, terenurile arabile erau în proporție de peste 60%, chiar peste 70% proprietate privată în perioada interbelică și în timpul celui de-al doilea război mondial, chiar dacă au fost furați țăranii foarte mult. Să nu uităm că de aici, din țară, au plecat zeci sute de vagoane, atât în URSS, cât și în Germania, cu grâne, cu alimente, cu petrol. Cu petrol, nu mai spune, păi da, cine era alimentatorul numărul unu al Est Europei și Vest Europei cu petrol în perioada respectivă? Germanie, bineînțeles că nu, eram aliați cu ei. Păi, eram fiind și principalul motiv al lui Hitler de a se alia cu noi, de a avea un aliat, un al doilea front pe lângă cel polonez în sudul munților Urali.
să da, exact. Înconjoare Moscova. Unde pleca. Da. Iar apoi, după colectivizare, mă rog, industrializare. Dar, culmea, ușurel, ușurel, legile s-au schimbat, doctrina economică un pic s-a schimbat, pentru că au început să producă, deci statul, care e diferența, de fapt, între... Când e vorba de colectivizare, statul îți ia bunuri mijloace de producție, aparțin statului, inclusiv producția. Și practic... Duci cotă parte mai mare, bineînțeles, duci la stat și iei înapoi o cotă mai mică și bani. Și e practic referitor la ce ziceai. Totul se producea pentru că era cerere în URSS, de fapt. Da, exact, exact. Să uităm că Brejnev, de exemplu, Brejnev își lua vinuri de aici, vinuri de colecție. Sau cum făceau avioane în Iugoslavia sau tancuri în Polonia, un exemplu. Dar, practic, mai ales după 90, când faimosul Petrică Roman spune că industria României e industria de fiare veche, iar la momentul respectiv, extrem de bine contrazis a fost că aveam tehnologie de ultimă generație și așa a fost confirm și cu membrii din familie. Așa pe vremea respectivă, da, era de ultimă generație. Practic, ce putem să salvăm? Ce putem salva din perspectiva ta, din acele gospodării? Cum putem să le aducem în stadiu distributist în 90? Și poți să foarte simplu și... Da, foarte simplu. Tot putem salvăm, tot. Și practic prin lege, prin HIBA asta care rămăsese în Constituție sau... Da, da, da. În Constituția din 1965 acolo era baza. Păi pe ce crezi că s-a dezvoltat de fapt varianta Cojocaru? Exact. Constituția cetățenilor. Însă știu că a vorbit și cu Ion Iliescu, a vorbit și cu domnul Bucan. Da. Dar... Au zis, da, știți, pe noi nu ne interesează treaba asta. Păi normal că nu vă interesează pentru că voi sunteți... cum să zic, slugile... Pupați mâna adică, mare la urs. Nu slugile, cum să zic, la chei, da? Mare la urs. Chei, nu neapărat. Bine, și a vestului. Mai multor tipuri de, să zicem așa, agenți care au învățat să facă business într-un mod... foarte combinat așa. Speculativ. Socialism cu capitalism. Da, socialism cu capitalism. Deci socialism cu capitalism. Uh-huh. Ești... ai proprietate privată, deții capitaluri, da, dar ai sistem centralizat. Deci, practic... furi, practic, cum furai și înainte, să le dai oamenilor ideea că poate să devină, să le dai niște cupoane, cum s-au dat farmasurile cupoane atunci. Exact, exact. Nominale, prin care puteai să devii acționar. Da. Se făceau interviurile cu, e o idee extraordinară, cu oameni normali care spuneau că, pot să am acțiuni la firma la care am lucrat. Da, aparent pe hartie se putea, numai că practic nu se putea. Atunci nu se putea. Deci după 90 nu s-a putut face chestia asta, dar au fost înainte de 90. Au fost practic și în anii 70 și în anii 90. Deci din întreprinderi, cine deținea de fapt întreprinderea în mod total? Să nu uităm cine contribuia. Păi își plătea cota lucrătorul, bineînțeles. Oamenii. Adică fiecare avea o cotoparte, da. Da, dețineau, dețineau acțiuni. Practic, ei erau exact stakeholderii respectivi. Deci, într-un fel, ne întorceam la distributism. Chiar dacă eram... Deci, noi am făcut o... Cum să zic? A fost o mutare de... Un soi de dă-te la o parte că știu eu mai bine. Cu ajutorul hoților care
se alimentau de aici. Mă refer la URSS. Pentru că URSS era falimentară în anii 80. Maxim de falimentară. Să nu uităm că Gorbaciov... Exact. A continuat și mai mult. Gorbaciov, la întâlnirea cu, la ultima întâlnire cu Reagan, a spus: domnule președinte, vreau să vă privesc de cel mai mare dușman al dumneavoastră. Reagan s-a uitat așa. Nu era în plan să spună chestiile astea. Că ei au deja, să zic așa, un script. Ei vorbesc, când sunt la întâlniri, ei vorbesc deja plănuit. Nu era în plan. Iar Gorbaciov, care era un agent dublu, cel puțin, și tu știi mai bine de altfel, că e pe terenul tău, chestiunea asta, atunci i-a spus-o, domnule președinte, dar cu diplomație, bineînțeles. Iar apropo de agenții dubli, hai să ne întoarcem un pic la, la perioada intervelică, pentru că e foarte interesant de văzut. Deci în anii, să zic, înainte de războiul balcanic din 1913 și cam până în 1912, au început G.K. Chesterton și Hilaire Belloc să scrie despre distributism. Cam pe atunci s-au pus bazele, să zic așa, pe hârtie. Oficial. Bazele distributism. Modern. Da. Numai că distributismul a existat din totdeauna. Asta e, cum să zic, modelul economic natural. Ești proprietar pentru că ești responsabil, îți dăm mama natură. Pentru că există și proprietate naturală. Deci există mai multe tipuri de proprietăți. Există și proprietate naturală. Ți se dă pământul respectiv de la mama natură, acolo te-ai născut. Da, corect. Și tu ai responsabilitatea să-l protejezi, exact, lucrând. Bineînțeles, pentru că dacă, normal, și oamenii știu, și, mă rog, economiștii știu că dacă se alege praful de pământul ăla, se alege praful de o comunitate întreagă, de un oraș întreg, sau poate chiar de o regiune întreagă, sau o țară întreagă. Păi și toate sunt, cum să zic, reacții în lanț. Șir domino. Păi să facem, exact, un pic legătura, dacă tot batem spre zona asta, cu Monsanto. Că toți... Absolut. De monoculturile și glifosatul. Cum se cumpără terenuri la scară industrială global pentru ca Monsanto să-și planteze semințele modificate genetic. Da, avem și noi în țară. Bineînțeles. Și știm bine cine a dus Monsanto în țară. Un individ pe nume Dacian Cioloș, care a depus un memoriu la guvern pe vremea când era premier. Da, un memoriu prin care permitea legal să se privatizeze fondul funciar, o crimă. Și practic știu că de asemenea s-a limitat foarte mult, el a fost cel în spate care a limitat accesul țăranilor la fonduri nerambursabile pentru... Exact. A boicotat într-un fel programele astea de dezvoltare rurală și spune la un moment dat într-un interviu Călin Georgescu despre el că a comis niște infracțiuni. Astea sunt infracțiuni. Sunt crime. Dar spune-mi, te rog, știrile la momentul respectiv sau după aceea nu menționa nimic despre ce a făcut domnul Cioloș. Cât a fost primit, sau oamenii... nu într-un mod, adică puțin l-au sancționat, ca să zic așa. A fost la Antena 3 la un moment dat, la Gâdea și la Badea, și da, l-au luat bine de tot. L-au publicat acolo? Pipuzește, da. Adică era pe vremea când deja vrea să vândă Portul Constanța, CFR Marfă. Ia auzi, ce tupeu. De atunci. Da, el așa a fost învățat, că privatizarea, centralizarea, el știe că acest model, mă rog, centralizant este perfect. Sigur că da, el își primește cota aparte, având în vedere că e și în legătură cu mai multe tipuri de... Și că e și agent al Bruxelles-ului, evident. Exact, exact. El face politica cota aparte? UE. Da, exact, un stakeholder, cu, într-un fel. Și nu îl interesează pe el
El nu are nicio treabă cu România, apropo de cei care ar vrea să-l voteze. Nu are nicio treabă. Asta e că, din păcate, marea masă de tineri de azi au mare încredere în USR și din ce vorbeam mulți dintre ei, că vor să schimbe. Da. Nu, să nu avem penală. După aia când întrebam, bine, dar aș citi fișa individului, măcar să știți ce a făcut. Da. El scrie pe site. Și în alte surse m-aș citit că, uite, pot să vin să vă arăt alte chestii. Adică, întrebarea e, cu accesul la ta de multă informație, cât de ușor poți să manipulezi un electorat azi, față de anii 90? Foarte ușor. Dar fin. Diplomatic, așa, cu zâmbetul pe față. Da, dar hai să zicem că asta e de suprafață. Le spui niște jumătăți de adevăr și niște minciuni care par adevăr. Cum e asta cu sistemul centralizant? Cum că e viitorul? Nu, fals. Nu este viitorul. De ce? Pentru că îți ia drepturi și libertăți. Cum fac cei cu Marea Resetare, apropo? Cu The Great Reset? Aia e un subiect mai complex, pentru că acolo apare și cuvânt, sau, mă rog, expresia dezvoltare durabilă. Deci ei au luat niște noțiuni de durată, dar le manipulează, de fapt, în detrimentul ăla. Înțeles, dar și pe vremea socialiștilor. Da. Și pe vremea socialiștilor staliniști exista dezvoltarea, sau mai bine zis, sustenabilitate. Termenul de sustenabilitate. A existat. Și atunci am găsit în acte, în documente, am găsit cuvântul sustenabilitate. Da. Dar nu era sustenabilitate pentru, adică în sensul că nu era sustenabilitate pentru popor, era sustenabilitate pentru stat. Mm-hmm. Deci hai să ne înțelegem. E vorba de organizații centralizante, centralizatoare. Ei centralizează tot și sunt centralizate la rândul lor în sistem piramidal și ei, pentru ei, sustenabilitatea înseamnă profit pe termen lung. Asta înseamnă sustenabilitate pentru ei. Și aici, Ana, următoarea întrebare, evident, conectată. Indiferent de consecințele politice, economice, sociale și de mediu. Da, adică, iată, practic, unde e sincer înșelarea, știi? Adică un om ne-a avizat, ne citind tot textul, dar citind doar fraza, dezvoltare durabilă. Și eu sunt de acord ca profitul să dureze, sigur că da. Dar da, așa cum am mai spus și în limitele creșterii, a spus, nu poți să faci profit infinit pe o planetă cu resurse finite. Pentru care a fost acuzat clubul de la Roma, care avea interese obscure și că faci screen. Întotdeauna este. Întotdeauna. Și pe noi ne pot acuza acum că suntem PSD-i. Sau eu știu, suntem oamenii rușilor, suntem fasciști, suntem legionari, suntem de dreapta, suntem chestii de genul ăsta. Astea sunt etichete, n-au nicio treabă. Da. Revenind la perioada interbelică, deci G.K. Chesterton și cu Killer Belloc au început să scrie, dar e foarte interesant că și asta intră acum pe terenul tău. Iuliu Maniu era agent englez, nu? Sau mă rog, agent ale englezilor. Bun. Alfred de Chesterley, în trimisul englez în România, a avut contacte cu Iuliu Maniu, ca să spunem ascultătorilor noștri. Găsiți asta și pe revista noastră. Găsiți în multe alte surse, doar să căutați Alfred de Chesterley și Iuliu Maniu și veți găsi o grămadă de rezultate. Cum a avut contact de mult să realizeze un tratat, mă rog, secret față de Antonescu, pe care el nu a fost informat și, evident, ceilalți din jurul lui erau tot în aceeași clică. Evident că englezii erau interesați mult de poziția României și ce va urma. Și nu să nu uităm că Winston Churchill
într-o ultimă întrevedere înainte de Yalta cu Stalin, după ce s-au enervat la curme rușii că cum România nu mai face parte, România, Bulgaria și Polonia, nu mai fac parte din sfera de influență și Churchill îl asigura, am spus că dumneavoastră reprezentați vioara întâi în ceea ce privește relația cu România. Deci, mai mult de atât, ce mai are de spus. Și asta puteți găsi și la Mircea Dogaru, mai ales, îmi recomandăm. Da, da, da. Da, astea sunt documentele din epocă, nu... nu ca o completare, scuze, la... la ce ziceai. Și acum revenim. Da, eu cred că totuși e o coincidență destul de interesantă apariția lui Iuliu Maniu, mai ales pentru faptul că a avut o implicare destul de importantă în Marea Unire, da. Care era agent al englezilor, mă rog, în colaborare cu englezii și cu apariția distributismului atunci în... Mai precis, distributismul a devenit doctrină, să zic, economică de stat în Marea Britanie prin anii 20. 1919-20, mai precis, exact după, la un an, doi, după terminarea Primului Război Mondial. Deci, păi, de ce spun că e o legătură? Noi, da, de ce spun că e o legătură? Pentru că noi am avut agrarieni prin intermediul și cel mai de vază agrarian distributist, primul de altfel care a instaurat distributismul în România ca și doctrina economică de stat, nu neapărat cu numele ăsta, dar era vorba de agrarianism sau era un stat agrar, Ion Mihalache. Exact. Ion Mihalache care era fondatorul Partidului Țărănesc. Dar Iuliu Maniu l-a contactat pe Ion Mihalache și, deși nu s-au înțeles prima oară, la un moment dat au început să se înțeleagă. Mm-hmm. Și au fondat împreună, că Iuliu Maniu avea Partidul Național. Au fondat mm-hmm. împreună Partidul Național Țărănesc. Au fuzionat cele două, exact, au fuzionat cele două partide. Dar pe lângă cei doi, scuze, nu trebuie neapărat să-l menționăm, sau ce părere ai de contribuția economică a lui Mircea Vulcănescu? Pentru că foarte puțin se vorbește despre el la... Cum să zic, da, era și un filozof. Ne-am scris, am preluat un articol în legătură cu asta, un mare vizionar economic. Era un distributivist, pe lângă faptul că era un filozof și un sociolog, ca și Dimitrie Gusti, pe partea de sociologie, de altfel. Știm că și Dimitrie Gusti era agrarian. Da. Virgil Magiaru era foarte bun economist, deci astăzi numele de distributiști de atunci din perioada respectivă. Și Mihail Manoilescu, care era guvernatorul BNR-ului și care el a fost oarecum mentorat de teoria statului organic a lui Eminescu. Eminescu. Da, și care practic a dat-o și la export, ca să zicem așa, în Brazilia. Ambasadorul Braziliei recent a venit și a spus că mulțumește domnului Eminescu, nu? Pentru că în perioada de început de secol 20, Brazilia, țara lui, a înflorit datorită teoriei statului organic. Cât ar știi asta în România? Știi? Adică... știu destui. Există eminescianism pe la noi destul de puternic. Bine, nu da, la nivel național. Încă mai e, ce e bine. Încă mai e. Da, adică nu sunt foarte cunoscuți, normal că ceea ce e cunoscut trebuie să fie cu alea, cum de zice. Aia. Mă rog, nici nu știu numele. Nici nu are rost. Da, care se plângea pe la televizor și a avut nu știu câte relații cu nu știu câți. În sfârșit. Deci au fondat PNTU atunci în perioada interbelică și s-a început practic producția agricolă. Mulți țărani au fost erau deja proprietari. Și sigur, la început producția era destul de precară, adică anii 20, după aceea, după 1921-1922, a început să crească la noi. Dar asta e interesant, că
E Iuliu Maniu cu Ion Mihalache sau sau și-au unit forțele mânușă, da, într-o perioadă destul, exact, de tulbure politic, asta, dar folosind economia distributistă ca o ca un mijloc politic care a mers. Da, a mers perfect, pentru că noi practic atunci am fost, în anii 30 am fost, să zicem așa, declarați mai alegoric și chiar la propriu grânarul Europei. Dar asta e interesant, că Iuliu Maniu are o anumită însemnătate în epocă. Tu știi bine, mai ales ce a pățit în al doilea război mondial, că a fost jucat practic și el și tot angrenajul ăsta, pentru că nu știu, deci distributismul a apărut în Anglia, în Marea Britanie, nu? A apărut și la noi. Iuliu Maniu, agent al, mă rog, al englezilor. Ion Mihalache... Da, se explică legătura și trebuie să-i recunoaștem meritele. Să nu uităm că, de exemplu, Ion Mihalache mi se pare că a fost încarcerat în 1938, dacă nu mă înșel, de către... regimul carlist? Regimul carlist, atunci, da. Exact. Și atunci, cum au fost jucați. A fost, plus, în 1940 am pierdut Basarabia, din nou. Virgil Magiaru moare împreună cu un număr lung de prizonieri politici la Jilava. Da. În 1940. Da, exact. În care în aceeași an moare și Iorga, adică niște morți destul de suspecte, care au legătură foarte mult cu economia distributistă, cu istoria adevărată, adică, când zici de Nicolae Iorga, nu mai e loc de cuvinte, nu mai e ce să mai exprim. Da. Dar nu se pare ciudat, adică, cum vezi tu, tot ceea ce am vorbit până acum, în aceeași perioadă, început de 1900, se mișcă economia distributistă și în același timp familii mari ca Rockefeller, exact, în același timp cu ce se întâmplă în Anglia, în state, că au fost și acolo, în Franța, în România, încep să acapareze economia și să cumpere tot mai multe firmulițe, întreprinderi. Da. Care crezi că e legătura? Adică e coincidență sau a fost bine plănuit din timp? Bineînțeles. Bineînțeles. Să se stopeze, practic, economia distributistă. Păi da, bineînțeles că a fost plănuit. Să nu uităm și ar trebui să menționăm cele 24 de protocoale ale așa zisilor înțelepței Sionului. Chiar că... care... Acolo, în protocoalele respective, scrie și de acapararea educației și trebuie să zicem și de asta. Ce tip de educație cel mai mult trebuie menționat? În primul și în primul rând, la început, mă rog, a fost educație profesională. Da, imediat ajungem și acolo. Cât și sistemului medical. Da. Cât și asta începând cu anii 1902-1903, când? 1910-1912 și apoi sistemul economic prin înființarea Federal Reserve Bank, nu? Când sau John Federal D. Reserve Rockefeller, 1909, că... a fost după 1913, dar când a fost practic cumpărarea educației, când încă se învăța, încă doctorii învățau de plante și de sistemul de tratare a bolnavilor prin anumite cure din natură, John D. Rockefeller, fiind acuzat la momentul respectiv că devine un oligarh în ceea ce privește petrolul, că nu e de acord cu alți competitori și îi cumpără pe fiecare parte, creează societăți filantropice sau fundația Rockefeller. Da, pentru că exact, prin fundații era mult mai ușor să acapare sau să,
să dai da, practic impresia că faci bune. Da, se întâmplă același lucru și acum. Tot prin fundații acaparezi state întregi. Și atunci s-a cumpărat educația, a schimbat cărțile de medicină la nivel mondial, adică ce era în state și în Marea Britanie se legau una de cealaltă. Apropo de ce ziceai, ce s-a schimbat într-una, s-a schimbat în cealaltă concomitent. Da, exact. Și de educație financiară, Patrick. Da, pentru că în educația... Păi a fost în felul următor. Prin 1902, John D. Rockefeller a creat General Board of Education, adică Comitetul General al Educației în Statele Unite ale Americii. Prin care el era foarte fascinat de modelul prusac, de apropo de Hohenzollernii noștri, care erau prusaci de origine, modelul de educație prusacă, care era un model profesional. Adică exact ce avem noi acum. Școli profesional militar. Exact, dar și nu numai, cât și industrială, pentru că deja țara respectivă era foarte bine pusă la punct și făcea parte din Revoluția Industrială. Mm-hmm. Era una dintre, deci era Prusia, era, mă rog, regatul prusac, regatul Prusiei, era și Germania, care și astăzi este puternic industrializată, bineînțeles și Polonia, dar, mă rog, mai târziu. Da, acolo unde a apărut Revoluția Industrială a apărut în Marea Britanie. Marea Britanie. Ce vorbeam mai devreme de Marea Britanie distributistă, nu? Nu pare întâmplător. Da, nimic nu pare întâmplător. Nu e deloc întâmplător. Astfel că John D. Rockefeller a fost foarte fascinat de sistemul ăsta prusac, în care practic era... Deci avea la fel cum avem și noi acum în sistemul general de învățământ de stat. Ore, da, avem clasele, avem școlile respective care arată ca niște institute și sunt institute administrative. Deci Ministerul Educației sau, mă rog, al învățământului e un minister ce face parte din sistemul administrativ, nu educațional. Deci clar să fie. Clase aveau recreații, aveau ore, aveau pauze, aveau recreații și clopoțelul. Îi scotea ding, 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 ding. Ei știau, elevii știau, ieșeau în recreație. Se întorceau după 5-10-15 minute, de acolo vine și denumirea de sfertul academic, nu? Uh-huh. Pentru învățământul superior. Și apoi se întorceau la învățătură, mă rog. În clasă. Dar sistemul respectiv l-a fascinat. De ce? Pentru că era cel mai ușor sistem care putea să producă angajați pentru întreprinderile lui. De bandă rulantă. Și asta a spus-o el, John D. Rockefeller. Mie îmi place de, mă rog, place acest, cum să zic, prefer acest sistem pentru că în felul ăsta noi putem să producem lucrători în fabricile noastre, în uzinele noastre, în întreprinderile noastre. Și atunci a zis, hai să creăm acest tip de educație pentru a centraliza sistemul. A centraliza. Foarte interesant. Totdeauna apare cuvântul ăsta. E un cuvânt cheie. A centraliza sistemul de învățământ și pentru a crea lucrători. Și acum întrebare, oamenii când aud de ideea de centralizat, de ce foarte mulți dintre ei nu obiectează sau de ce mulți sunt de acord cu ideea de păi dacă e unul care ne controlează pe toți și îmi plătește salariul, la ce să mă mai gândesc ziua de mâine? Păi, într-un fel da. Într-un care fel crezi asta că e explicația? Explicația e una foarte simplă. Îți oferă facilități, adică te ia și spune, domnule, uite, îți dau asta, asta, asta și asta, vino și lucrează pentru mine. Lucrează în această, mă rog, companie. Și mulți nu mai întreabă, în schimbul a ce? Trebuie să renunți. În schimbul
în schimbul salariilor, a facilități, salarii, asigurări, pensii, totul este, cum să zic, sunt duși cu zăhărelul. Totul este foarte bine pus la punct. Nu mai trebuie să mai facă nimic decât să fie la prezenț la ore, la orele de lucru, să muncească, să-și facă... Deci e foarte simplu, e un soi de lene activă. Da, exact, care ne caracterizează. Îți ia libera inițiativă, nu mai ai nevoie, nu te mai interesează nici să, cum să zic, să lucrezi pământul, nici să-ți construiești mijloace de lucru, nici să-ți faci casă, nici să-ți faci silozuri, nici să distribui resursele. Nu te mai interesează chestia asta. Totul îți face, cum să zic, lasă că-ți face fabrica, lasă că-ți face compania respectivă, lasă că-ți face multinaționala, tot, inclusiv îți produce mâncare, apă și apă, se produce și apă și alte lucruri, inclusiv utilități. Nu trebuie să mai faci nimic, doar te duci la muncă, faci o muncă repetitivă și apoi îți primești salariul. Și, practic, într-un fel de aici au revenit iar de pe băncile astea. Iar oamenii fericirea, efectiv. Cum? Scuze. Nu-i nimic. Practic, mi-a venit acum următoarea întrebare. De fapt, foarte mulți antreprenori au ieșit de pe băncile unor afaceri de genul ăsta, care au ajutat oamenii să înțeleagă că, măi, nu sunt toți făcuți să fie antreprenori, evident. Dar dacă ai vrea să lucrezi pentru tine și ai o idee să îi ajuți pe ceilalți, economic vorbind, că și asta e o chestie, să faci lucruri utile economic. Din punct de vedere economic. Ideea e că în antreprenoriat e mai mult de muncă la început. Desigur, până când te prinzi cum să-ți automatizezi, cum să sistematizezi activele și acelea să producă practic și să-ți aducă ție venit mult mai ușor, dar e satisfacția mai mare. Da, adică mai împlinit de acolo. În măsura în care e mai ușor în întreprinderea altuia decât în a ta, unde tu, la început, tu centrezi, tu dai cu capul. Dar satisfacția e mai mică. Ba chiar e incomparabil. Adică nu există satisfacție. Da. Satisfacția e doar materială. Iar John D. Rockefeller era foarte, cum să zic, a scris la un moment dat articol, interviu, într-un ziar, nu mai țin minte, în America, în state, despre haves și have-nots. Cei care... El era adept al determinismului progresist, care era materialist. Făcea parte din dialectica materialistă a lui Darwin și a lui Marx, care, apropo, ăștia doi erau foarte buni, să zic. Unul îl era fanul celuilalt. Adică Marx era fanul lui Darwin și Darwin, da, într-un fel, era fanul lui Marx. Elogea unul pe altul. Dar, mă rog, Darwin, pe lângă faptul că era un... amândoi, Marx și Darwin, Darwin era absolvent la teologie. Mare atenție pentru cei care vor să știe. Deci nu era un biolog. Nu era un om de știință, era un absolvent la teologie. Iar Marx era rabin. Pentru care cu toate a fost înmormântat. Da, și nu, cu toate că a fost expulzat din comunitatea lui evrească. De chiar mai mari din sinagogi, unde făcea parte, de unde era. Datorită dialecticii marxiste și datorită și altor lucruri mai ascunse pe care el le făcea. O să vorbim la un moment dat, probabil, cred, nu știu dacă avem cum, despre chestiunea asta, dar amândoi l-au
l-au inspirat oarecum pe John D. Rockefeller și oricum să nu uităm că atât Rockefeller cât și celelalte familii foarte bogate de industria și ai revoluții industriale, printre care și J.P. Morgan, printre care și Rothschild. Și Rothschild, dar și Manhattan Chase, Manhattan și Astor și mulți, au finanțat pe Marx, au finanțat pe Lenin, l-au finanțat și pe Stalin, au finanțat toate mișcările astea sociale revoluționare în sfârșit, dar și așa zisele descoperiri științifice ale lui Darwin. Iar el spunea despre have și have nots, Rockefeller, că el consideră pe cei care nu au, cei care nu sunt avuți, ba chiar cei care sunt săraci, mă rog, că nu sunt oameni evoluați, sunt involuați, sunt înapoiați. Iar cei care sunt bogați, cei care sunt mai ales care se nasc sau s-au născut în puf, mă rog, sunt evoluați. Practic a făcut o discriminare da, la început o discriminare uriașă bazată pe o farsă intelectuală. Da. În realitate n-are nicio legătură avuția materială cu faptul că tu ești o... De fapt, legătura este că e o consecință a faptului că tu ești o persoană, să zic așa în general, de joasă calitate sau de înaltă calitate. Da, nu are nicio treabă. Este o consecință, nu e o cauză. Și nu e vorba de evoluție și de involuție. Deci determinismul lui Marx, de exemplu, a dus la exact crearea unui capitalism de tip oligarhic, dar și unui socialism atroce. Pentru că să nu uităm că mare parte, unul din, mă rog, motivele de bază al planului Makarenko, al planului NKVD pentru Europa Centrală și Estică, care ne-a băgat elitele intelectuale și talpa țării în lagăre și i-a deportat în Siberia și i-a ucis, i-a torturat, a fost chiar ăsta, determinismul ăsta. Faptul că ei sunt un soi de have-nots. Adică, da, domnule, dacă n-au și sunt involuați, oricum, cam precum mai mulțele, păi hai să-i distrugem. Ca să facem epurări etnice. Și epurările etnice pe asta s-au bazat. Atât în sistemul socialist-stalinist, cât și în sistemul nazist. Mai puțin în sistemul nazist, pentru că acolo, deși a fost deviat Hitler, n-a fost cum a fost în China lui Mao, n-a fost cum a fost în Rusia lui Stalin. Cum? În Cambodgia lui Pol Pot. Exact, în Cambodgia lui Pol Pot. Și în Coreea de Nord. În Coreea de Nord, da. Avem numeroase exemple, însă istoria consemnă doar ce vrea să arate. Da. Nazismul. Pentru că comunismul a câștigat în fața nazismului. Oarecum era invers. Da, și apoi, anii 90, în care, dar să nu uităm că acum am să aminte, ce au scos din școli Rockefeller. Educația financiară. Păi, asta era. Foarte important. Educația practic, economică. De ce educația financiară? Pentru că... Cum era diferită, scuze? Adică noi nu am învățat economie. Deci noi una e economie, una e a învăța banul. Sau cum funcționează banul. Și noi n-am învățat, practic, ideea de taxe, de cum te poți folosi de ele. Sau... Nimeni n-a învățat. Nu, asta se învață doar dacă... Cum se învăța înainte? Practic, înainte să scoată asta. Oamenii învățau sau erau specializați, dacă vreau să știe mai mult, cum se proceda? În primul și în primul rând, sistemul de taxare fiscalizată era un sistem aparținând statelor asiatice, adică tributare. Taxele și impozitele aparțin așa zisului stat modern, care de fapt e un stat de tip hazar, turcic. E un stat... Mă rog, nu numai turcii, dar și alte triburi, alte popoare din Podișul Central Asiatic l-au preluat. Prin acapărărilor, pentru că erau popoare migratoare, dar și popoare războinice. Nu erau popoare ale păcii. Deci o mare diferență și a spus și domn profesor Florian Colceac, de exemplu, că au existat două tipuri de popoare și încă există. Popoarea ale păcii,
noi suntem popoarele păcii, de exemplu, poporul român face parte din popoarele păcii, și popoare ale războiului, războinice. Alea sunt, eu le-aș categorisi popoare sedentare, deci ale păcii, și migratoare, ale războiului. Cele care atacă și cele care sunt atacate. Da. Practic, alea care atacă întotdeauna vin cu un sistem de producție, între ghilimele, tributar, care a fost la început, dar cred că și până la capăt, a fost, cum îi spune, criticat de Marx, ca fiind un sistem inferior. Adică falimentar. El știa chestia asta, da. Deși și el, în sincer înșelarea lui, ca să zic așa, știa de chestia asta, că este un sistem falimentar. Care la un moment dat, dacă tot iei și tot iei și tot iei și dai cât mai puțin și cât mai puțin și cât mai puțin, să nu uităm de sistemul fanariot. Care, până la urmă, l-a implementat. Comunismul s-a prăbușit, da. Socialismul era un sistem turcic. Da, nu era un sistem grecesc. Era un sistem turcic. Asiatic. Iar socialismul s-a prăbușit din cauza asta, pentru că ei luau, ei au distrus elita, ei au distrus talpa țării, ei au distrus viitorul. Profesorii a fost inclusiv închisoare sau, da, lagăr pentru copii. Da. Da, și pentru femei în România, pe la noi, da. Da. Deci, okay. Asta a fost falimentar și este falimentar socialismul. De aceea, în ziua de azi, Trump se luptă foarte tare. Am văzut recent, a și spus, a și făcut o declarație destul de îndrăzneață, publică, cum că Statele Unite ale Americii nu vor fi niciodată un stat socialist. Tonight, we renew Biden. Our resolve that America will Biden, never Biden. Be a socialist adică country. Adică nu este Biden cel care face toate jocurile, da, corect, dar da, este printre cei care ar aplica dacă ar fi aleși. Da. Dar acum, în încheiere, o întrebare de, cred că e importantă pentru fiecare dintre noi. Ce poate să facă fiecare român dintre noi? Chiar și, nu știu, lucrând poate într-o corporație sau undeva și își dă seama că ar putea să facă ceva productiv pentru el și pentru semenii lui. Cum poate fi un român să fie distributist? Ce ar putea să facă? Păi, în primul rând, să înceteze să mai cumpere din hipermarketuri străine. Alimente de bază sau chiar, mă rog, orice fel de alimente. Inclusiv legume, fructe. Să înceteze să mai cumpere, pentru că alea sunt din import. Și sunt și de proastă calitate, oricum. Da, sunt inferioare. Da. În al doilea rând, toți banii, și să nu uităm că se fac cumpărături masive în hipermarketul străin și în supermarket. Toți banii aia ar putea fi redirecționați către producătorul autohton, care astăzi, țăranul român, aruncă legume și fructe cu tonele pe câmp, pentru că nu are cui să le vândă. Și da. Carne la fel. N-are cui să vândă. Da. Deci să îndrepte toți banii aia, pentru că de acolo pornește și acolo se și termină, către producătorul român. Ok, deci una ar fi, dacă ai face un top de bază, câte puncte ar trebui, nu știu, să conțină? Câteva, nu știu, aș... Așa, să facem împreună, să zicem. Prima ar fi să nu cumpărăm mai ales produse de bază pe care le putem produce noi din hipermarketuri străine. Exact. Doi, ar trebui să ne gândim care e viitorul nostru. Vrem să lucrăm în continuare în multinaționale și să le aducem lor mai mulți bani decât nouă? Mhm. Sau vrem să avem noi. Dar pentru asta trebuie o organizare bunicică la început. Da. Pentru că adică sunt persoane care pot să fie lideri de comunitate și mari antreprenori.
Pentru că ăia vor crea comunitățile respective. Da, și vor ști cum să ducă, dacă au mai ales tot de lim. Le vor conduce și practic în felul ăsta, ușurel, ușurel își strămută de ce vorba de consum și producție. Mm-hmm. Deci consumăm, dar nu producem. Sau producem extrem de puțin. Extrem de puțin. Da. Se întorc oameni din alte țări, inclusiv din state, români, acasă. Și acolo, acasă, găsesc pâinea cea mai bună, carnea cea mai dulce, ciorba, legumele, fructe, bineînțeles. Deci fac ciorba făcută acasă, sarmalele. Păi, nu e nimic. Da. În măsura în care acolo, în state sau, mă rog, oriunde în România, în Europa, mâncau ce mâncau, alimentația era cum era sau este cum este și dau foarte mulți bani pe medicamente, iau cu pumnul. Iar aici nu mai au niciun fel de medicamente, nu au nevoie. Aici se vitaminizează, aici se... Da. Aici se hrănesc, cu adevărat. Pentru că solul încă mai este bun. Deci să se gândească, viitorul meu este acolo sau vreau să-mi construiesc eu? Care e viitorul meu? Pentru că, odată că suntem consumiști și nu prea producem sau nu producem deloc, dar avem și o gândire mică. Adică ne gândim pe termen scurt. De azi pe mâine, efectiv. Chiar dacă noi avem deja un salariu, avem deja câteva luni bune, un an, doi, trei, câțiva ani. Da, dar nu gândim în viitor, gen dacă o să am copii, eu ce vreau să le las? Nu vreau să le las ceva aici, să fac aici. Exact. Adică o fi o chestie la un moment dat pe termen scurt. Că, na, toți facem la un moment dat lucruri de genul ăsta, dar trebuie să ai un plan. Și planul respectiv, dacă vrei să lași ceva în urma ta, în țara ta, păi, uite, fac asta, dar nu rămân aici și voi face să pun o cărămidă pentru, să stăm niște bani pentru următorul proiect sau ce vreau să fac. Da, și exact. Cred că și un punct 3 ar fi, că mi-a venit acum, o altă chestie ar putea să faci antreprenoriatul acesta social. Cauzele sociale, cum sunt site-uri speciale prin care tu, Patrick, ai o cauză, vrei să strângi bani pentru, sau cum s-a construit spitalul de lângă Marie Curie. De oncologie. Da. De Fundația Dăruiește Viață, în care oamenii au donat bani pentru un centru nou, cu toate că primăria n-a vrut să doneze absolut nimic, a fost și un scandal acolo. No, nu, interesant. Și arată, de fapt, cât de implicați sunt oamenii, cât de ușor pot să fie distributiți, că și asta e o formă. Că bineînțeles. Este antreprenoriat social. Donezi pentru o cauză comună. Să ai un spital la standarde de calitate. Bineînțeles, păi. Nu. Din banii tăi. Din banii tăi. Cât poți dona constant, dar faci, contribui la cauza. Și sunt multe acțiuni de genul ăsta. Asta mă bucură că văd. Sunt foarte multe azi. Da. Practic, antreprenoriatul nu înseamnă profit și bani. Da. Iar finalitatea banului nu este banul, noi am mai spus. Da, noi am mai spus, finalitatea banului nu este banul. Antreprenoriatul e de viitor și viitorul e de antreprenoriatul, practic, pur și simplu, pentru că lumea s-a săturat de centralizare. Centralizarea a comis cele mai mari infracțiuni dintre toate. Adică să ne înțelegem, toate crizele astea economice au dus la jafuri de, cum să zic, de multe ori mai mari decât jafurile pe care le-au comis popoarele migratoare în sute de ani de cotropiri. Da, nu există pe hârtie câți bani s-au pierdut. În ultimii 30 de ani noi am pierdut mai mulți bani decât am fi pierdut în 500 de ani de cotropiri turcești.
otomane. Sau da, poate chiar mai mult de 500 de ani. Domn doctor Călin Georgescu, am spus. Da, și Constantin Cojocaru la fel. Și statistic, mai ales Banca Națională. Da, 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 care este o bancă, este un sistem centralizant. Banca centralizată, de fapt. Da, este centralizată de asemenea, pentru că nu este o bancă, apropo, Banca Națională nu este o bancă românească. Acționarii majoritari acolo sunt străini. Ca să se știe. Mm-hmm. Deci, te gândești și la viitor, te gândești și la familia ta, te gândești că ai vrea să lași, ce, cum să spun, jobul la multinațională nu poți să-l lași moștenire. Da, imposibil. Lași copilul lui. Ah, copilul tău când va fi mare, da, copilul tău când va fi mare, tot se va duce la interviu. El nu va prelua jobul tău. Pentru că nu are de ce, pentru că tu nu ești proprietar pe jobul respectiv. Tu ești deținător de, ți s-a dat în folosință, dar nu ți s-a dat în proprietate. Și îți pierzi și proprietatea intelectuală, pentru că ceea ce produci tu, numele acelui lucru, este pierdut, este, aparține companiei, care este o persoană juridică, este o persoană privată. Da. Da, la un moment dat, economistul Ilie Șerbănescu, că cei care comandă în țara asta sunt proprietarii. Sunt cei care sunt proprietari. Și acum întrebarea e, sunt românii care comandă în țara asta? Nu. Păi altfel n-am mai făcut podcastul respectiv. Exact. De față, în încheiere. Da. Și atunci trebuie revenită la proprietate. De-aia deci, am spus. Un pământ, undeva trebuie. Pământul. Concluzia e tot pământul. Fără pământ. Păi. Tot pământul ne salvează. Da, de-aia distributismul e economia viitorului. E economia viitorului. Pentru că ia toate capitalurile, ia toate proprietățile, bunurile, mijloace de producție și le descentralizează și răspândește larg către fiecare să creeze, să producă. Și mai ales că, la fel ca și aurul și argintul, vor rămâne aici și după noi. Și generațiilor și care vor fi tot timpul aici. Iar dacă și distrugi pământul, cum ziceam mai devreme, generații peste generații peste generații vor muri. Adică, fără pământ, ești o specie condamnată la extinție. Da. Te gândești că banii nu se mănâncă. Banii nu se mănâncă. Nu poți să mănânci bancnote și nici monede. Da, și până la urmă și banul are finalitate în sine, dar pământul, dacă are o finalitate, e dezastru. Că nu mai e cu ce să înlocuiești cu sere controlate și asta nu au aceea savoare. Evident, sunt semințe modificate, să încerci tu să faci natura mai bună, cum se face, nu există. E o prostie. Nu. Dar e ca și cum Dumnezeu a zis, băi, stați un pic, știți, eu am greșit, îmi cer scuze. Bă, am nevoie de niște asistență, m-a ajutat și pe mine să refac. Da, exact, ajutați-mă să refac. Acum vă las pe voi să interveniți. O mică ajustare acolo. Cum ar putea să intervină, cum ar putea să intervină unul care face parte din acolo? Cum ar putea pietrele să intervină și să refacă o creație? Da, nu. Cum face parte, adică e guvernată de creația respectivă. Da. Nu. Adevărat. Nu, dar acest podcast o să ajute foarte mulți români să înțeleagă, de fapt, și cine vrea să înțeleagă, că până la urmă trebuie să și vrei să înțelegi. Da. Economia de față, în ce trăiești, cum trăiești. Și până la urmă, a fi economist, de fapt, ca o traducere, spusă tot domnul Călin Georgescu, înseamnă a fi fericit cu ceea ce faci. Exact. E ceva foarte simplu, aparent, dar foarte complex ca substrat. Și sper că v-a plăcut
tuturor ascultătorilor de pe toate latitudinele. Acest interviu vor mai urma. Noi sperăm mai multe episoade, mai multe teme diferite. Și vreau să fac un anunț referitor la faptul că am reușit, Patrick a lucrat de zor la numărul, primul număr al revistei România Culturală, ca să o spunem și pe podcast, să afle lumea. Vom încerca să adunăm toate articolele, toate interviurile posibile în numere, momentan digitale, care și sperăm noi să fie și printate la un moment dat, dar momentan vor fi numere digitale despre subiectele importante din site-ul nostru, pe care puteți să le accesați și primul număr, puteți să-l și distribuiți cât mai ușor la prieteni, pe social media, pe telefon, se poate citi oriunde. Intrați pe site-ul nostru și da, în încheiere, dacă Patrick mai e ceva să vă spui, acum e momentul, îți predau legătura. Asta m-am avut eu de spus și poate niște ultime cuvinte ale lui Patrick acum în încheiere. Da. Dragi prieteni, deci am luat așa ușor-ușor cu ceea ce ne-a afectat foarte mult în ultimii 300 de ani. Așa cum v-am obișnuit, am vorbit despre comunism foarte mult, am vorbit despre socialism, am vorbit despre distributism, pentru că vrem practic să ne întoarcem de unde am plecat. Pentru că eram un popor de proprietari, eram țărani înstăriți, aveam tot ce ne trebuie, ne-a dat Dumnezeu, ne-a dat natura tot, pământ, ape, munți, mare, păduri, multe păduri. Și vrem să ne întoarcem la o bârșie. În încheiere aș putea să recit un mic poem, Cântecul obârșiei se numește, care e foarte, foarte sugestiv pentru ce vrem noi să spunem acum în toate aceste podcasturi și ce vom mai spune de acum încolo, pentru că întoarcerea asta la obârșie este o întoarcere la noi înșine, la spirit, la spiritul de viață, spiritul naturii. Pentru că românul, atunci când se întoarce în natură, este un român înzestrat cu înțelepciune. Este un român care știe ce are de făcut. Este un român îngăduitor, blajin, dar aprig atunci când trebuie să pună legea la lucru și când trebuie să facă ordine. Și este practic ceea ce trebuie să ne facem. Ceea ce trebuie să facem noi cu noi și noi pentru noi și nouă înșine. Să ne revenim. Așa cum spunea și au spus de altfel toți mari români patrioți, și Călin Georgescu și Mihai Eminescu și Florian Colceag și Constantin Cojocaru și Nicolae Iorga. Ne întoarcem la noi, prin noi înșine, și să fim dinpreună din nou. Exact, doctrina prin noi înșine. Da, marele proiect al unirii. Păi numai uniți putem să ne întoarcem, numai dacă avem același scop comun, același exact. Ideal comun. Și spune așa cântecelul obârșiei, la obârșie la izvor, nicio apă nu se întoarce, decât sub chip de nor. La obârșie la izvor, niciun drum nu se întoarce decât în chip de dor. O, drum și ape, nor și dor. Ce voi fi când mă întoarce la obârșie, la izvor?
Fii voi doar atunci, fii voi nor? Lucian Blaga. Cântecul obârșiei. Deci, făcând o glumă, știind foarte multe poezii ale lui mai sumbre, asta a fost una dintre cele mai vesele și mai înălțătoare. Așa. Da. Lucian Blaga a fost unul din mari vizionari și mari diplomații României, de altfel, din perioada interbelică și din perioada celui de-al doilea război mondial. Dar fii voi dor atunci, fii voi nor, oare ce vom fi? Aceasta e întrebarea. Da. Păi, atunci vă lăsăm cu, dragi ascultători, cu întrebarea respectivă și da, vă mulțumim și vă spunem seară bună, o zi cu spor, oriunde vă aflați și să continuăm în aceeași manieră. Vă salută, da, Tudor. Vă salută și Patrick. Spor în toate și credință să aveți. Da. Cu Dumnezeu înainte. Seară bună.